La mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din comuna Giurgioveană Slobozia, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să facă milostenie. Dumnezeu este filantropos, ceea ce înseamnă iubitor de om, iubitor de oameni, și ne învață că noi ne putem mântui dacă vom avea milă. Milă voiesc, iar nu jertfă. E bine, mila aceasta pe care, și milostenia pe care trebuie să ne arătăm noi, este de fapt compasiunea noastră sau simpatia noastră cu cei care se află în suferință și cu care viața n-a fost atât de darnică cum a fost cu unii dintre noi. Adeseori spunem, sunt vremuri grele, există foarte multă sărăcie, din puținul pe care avem, ar trebui să ne-l prezervăm, să-l păstrăm pentru vremuri mai grele care se anunță că vor veni. Dar nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată să facă o faptă de milostenie, știind că faptele milei trupești sunt cele care ne deschid calea împărăției către cer. În cadrul Sfintei Liturghii a fost irotonit un diacon pe seama parohiei Trestieni. Prezența preasfinției sale astăzi în mijlocul obștei de la mănăstirea Sfântului Ioan Rusul, făcătorul de minuni, la mănăstirea din comuna Slobozia, este încurajatoare pentru fiecare dintre noi, atât prin împreună rugăciune cu preasfinția sa, cât și prin cuvântul de învățătură al preasfinției sale. Astăzi, Părintele Episcop a hirotonit un diacon pe seama parohiei Trestieni din protopopiatul Bolintin, prilej cu care fiecare dintre noi ne-am adus aminte de importanța și de responsabilitatea darului pe care îl avem ca slujitori în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Credincioșii prezenți s-au putut închina la moaștele Sfântului Ioan Rusul și a Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, ce sunt păstrate în Biserica Mănăstirii.